ziua, stimați telespectatori! Îmi face o deosebită plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră, de data aceasta într-o altă postură. Sunt tot Angela Olaru, etnograf, dar astăzi sunt gazdă pentru un invitat pe care îl prețuiesc în mod deosebit, un coleg, un manager, un director de muzeu, dar despre invitatul meu să vă vorbesc un pic mai târziu. Deocamdată aș vrea să motivez de ce am invitat pentru prima dată în studioul acesta, în compania mea, pe colegul meu de la Câmpul Moldovenesc. Dumneavoastră știți că de mai multe ori, în multe intervenții la televiziune, spuneam că la începutul carierei mele am fost directoarea muzeului din Câmpul Moldovenesc. Perioadă minunată a vieții mele, pentru că nu trebuie să aduc alte argumente decât faptul că acest oraș deosebit de frumos înseamnă Bucovina, iar Bucovina înseamnă natura de vis pe care dumneavoastră cu toții o prețuiți, înseamnă oameni de înaltă calitate, înseamnă o zestre etnografică pe care etnograful Angela Olaru a avut fericirea să o cunoască îndeaproape, fiind directorul muzeului din Câmpul Moldovenesc, începând din anul 1967. Da. De fapt, aici vreau să fac o precizare, de asta am și ezitat, înainte de 1965, pentru că în 67 a avut loc un eveniment asupra căruia vreau să fac o mică precizare. În 1967 deschideam pe data de 8 iunie la Câmpul Moldovenesc muzeul cu specializat, singurul muzeu specializat la ora aceea din țară, cu genericul Cultura Tradițională a Lemnului. Acest eveniment, prețuit cum se cuvine și atunci și în prezent, bineînțeles, a însemnat de fapt o recunoaștere a unei realități de care trebuia să se țină cont. Faptul că în această zonă, în această provincie istorică a României, lemnul, deci materia primă, s-a aflat dintotdeauna la îndemâna omului și dintotdeauna omul a știut să folosesc materia primă care era la îndemână. De aici și ideea colegilor, eram la început de carieră, deci meritul de a organiza acest muzeu specializat aparține unor etnografi cu o pregătire deosebită, Tancred Bănățeanu, care era directorul Muzeului de Artă Populară a Republicii pe vremea aceea, cum era Milcana Pauncev, Hedviga Formaciu, șef de secție, oameni cu pregătire specială, care venind în zona Câmpul Lungului, au încercat ca să spună și să accentueze faptul că este bine ca muzeul mixt pe care îl patronam eu atunci când am fost numită directoarea muzeului, să devină un muzeu specializat, axat tot mai pe problematica punerii în valoare a lemnului sub toate aspectele. Lemnul materie primă folosit în satul românesc la construcția caselor, la construcția lăcașurilor de cult, folosit în interiorul țărănesc pentru confecționarea ustensilelor de uz casnic și gospodăresc, folosit pe scară largă, care îmbina în mod ideal două aspecte. Aspectul practic al folosirii lemnului ca atare, cu noblețea lui, cu valoarea lui,
dar și aspectul celălalt care se referea la îmbinarea utilului cu frumosul. Pentru că, de fapt, în această zonă, tot ce însemna obiecte de uz gospodăresc, sau aproape tot, obiecte de uz casnic, să zicem, chiar în arhitectură, dacă ne referim la arhitectura caselor, arhitectura civilă, arhitectura religioasă, se îmbina utilul cu frumosul, pentru că oamenii înzestrați cu această capacitate formidabilă și sensibilitate au știut să cresteze pe lemnul folosit în diverse ocazii nenumărate motive ornamentale, cum le spunem noi, care în final înseamnă foarte mult, dacă ar fi să ne referim și la un alt aspect foarte important, la cel al simbolisticii, motivul solar, motivul arborului vieții, motivul cifra 8, infinitul ca atare, sau atâtea alte motive cu o semnificație deosebită, dacă ne-am avea timp să vorbim și despre asta. Dar acest muzeu, care punea în valoare tocmai ce spun eu până acum, deci a fost foarte apreciat de la deschidere. Vreau să trec repede, pentru că nu eu trebuie să vorbesc, ci invitatul meu, de asta l-am invitat pe domnul Bogdan Stamatin, o să vă spun mai multe imediat, pentru ca să ne spună dumnealui, care vine tocmai de la acest muzeu, din zona respectivă, mult mai multe lucruri și mai interesante. Deci, după deschidere, din păcate n-am putut să mai rămân prea mult pe la câmpul moldovenesc, fiind solicitată de organele administrative de la Botoșani, Botoșaniu fiind orașul mai aproape de satul unde tatăl meu era preot, și a intervenit și familia și, cu mare părere de rău, am plecat din Bucovina la muzeul din Botoșani. Am plecat, dar în sufletul meu, șederea în Bucovina, așa cum se spune că cine bea apă din Bucovina nu poate uita niciodată, în sufletul meu Bucovina a rămas și va rămâne întotdeauna. De aceea, astăzi, am invitat alături de mine pe domnul Bogdan Stamatin, directorul, managerul acestui termen modern, acestui muzeu, dar înainte de asta vreau să vă spun. Dacă muzeul organizat de mine, de colectivul întreg cu îndrumările de la București, pentru care iarăși am un sentiment de gratitudine categorică, a fost mutat din vechea clădire, între timp, după ce am plecat eu, în clădirea sediului administrativ al orașului Câmpul Lung, având pe vremea aceea un director, un coleg foarte bine pregătit, un om de acțiune, Marcel Zahariciuc, care împreună cu un colectiv de colegi harnici, pricepuți și inimoși, au reușit să organizeze muzeul acesta, să-l ia din vechea clădire în clădirea amintită de mine. Dar, din păcate, toate trec în lumea asta și colegul nostru nu mai este, că așa este, într-un fel, normal să zicem, pare, zici, normal, dar toți la o anumită vârstă trebuie să apucăm pe un anume drum. După ce colegul Zahariciuc a plecat, la conducerea acestui muzeu a venit o perioadă scurtă, intermitent, așa, un alt coleg, Cristian Mândrilă, iar după aceea a venit la conducere domnul Bogdan Stamatin, pe care o să-l auziți peste puțin timp. Domnul Bogdan Stamatin a reușit, împreună cu un colectiv din câțiva oameni minunați, dintre care aș aminti pe
părintele Mihai Botezatu, pe Cristian, despre care am vorbit, pe doamna Maria Lulian, așa, și personalul administrativ, personalul așa, a reușit să, ca într-un timp record, aș spune eu, să redeschidă muzeul după ce clădirea a fost restaurată. Această clădire arată minunat. E o invitație a mea că atunci când treceți prin Câmpul Lung Moldovenesc să nu ezitați să intrați în muzeul acesta al lemnului, muzeul lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, în clădirea impunătoare, minunată, restaurată, în care se află o expoziție organizată cu o pricepere și cu o rigoare, pentru care colegii mei, tinerii mei colegi de acolo, merită din plin felicitările mele a unui etnograf trecut de mult de culmea dealului, cum spune românul. Și permiteți-mi în continuare să-l salut pe domnul și colegul meu drag, Bogdan Stamatin, managerul, directorul acestui muzeu prestigios al lemnului de la Câmpul Moldovenesc, și să-l invit să ne dezvăluie taina organizării timpului, așa cum știe să o facă, cu foarte multă precizie, cu foarte multă pricepere, cu o severitate care am moștenit-o, zic eu, și de pe undeva de prin străinătate, nu știu de ce te bănuim, Bogdan, scuză-mă că îți spun așa, ne cunoaștem și... dar o să vă explice dumneavoastră. Să fac într-un timp record, să restaureze clădirea și să redeschidă în prima fază, în 2021, unde am fost și eu personal și am fost încântată de ce am văzut, de ce am auzit acolo în muzeul acesta, în clădirea aceasta, și în forma definitivă în 2022, când deci, întreaga clădire este deschisă pentru vizitatori și așteptați cu toată dragostea, așa cum se întâmplă peste tot la muzei și, bineînțeles, în Bucovina mai mult și mai mult ca oriunde. Dragul meu coleg, Bogdan Stamatin, ai cuvântul și te rog să-mi spui câteva cuvinte și despre tine. N-are rost să fiu foarte protocolar, noi ne cunoaștem, mă rog, și despre tine și, bineînțeles, și despre faptul cum ai știut tu, împreună cu colegii tăi minunați, să faceți așa niște lucruri grozave. Bună ziua, în primul rând, tuturor, dragi telespectatori. Bună ziua, doamna director. Aș începe, cred, de la bun început. Trebuie să o spun direct. Sunt un tip foarte norocos. Faptul că am onoarea de a fi invitat astăzi alături de dumneavoastră aici și că să reprezint un asemenea muzeu și un asemenea oraș și o asemenea zonă, o văd ca pe o binecuvântare. Așa este. Vă mulțumesc așadar încă o dată foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați arătat-o și din care am mușcat cu toată gura, ca să zic așa. Ocazie, iartă-mă, Bogdan, prilejuită de directorul general al Telemoldova, al studioului Telemoldova Plus, domnul Petru Frăsilă, care este extrem de receptiv la tot ceea ce se întâmplă pe teren cultural de calitate și cu care am fost împreună la dumneavoastră acolo în 2021, a fost uimit de ce a găsit și a filmat atunci și chiar a spus că este foarte bine ca să fii prezent în studio aici. Mulțumesc foarte frumos! De la bun început, cred că aș vrea totuși să spun lucruri pe nume și să fac o delimitare destul de clară, să fie clar pentru toată lumea, între mine, din postura de manager al acestui muzeu acum, din postura de administrator și, practic, dacă vreți, de persoană de execuție, și dumneavoastră, care
pe lângă că ați făcut toată munca monumentală de transformare a muzeului din acea vreme, sunteți o somitate a acestui domeniu, a etnografiei, și de aceea cred că trebuie pus foarte clar, lucrurile trebuie separate foarte clar. Eu sunt un continuator a unei munci pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră de la acea vreme ați făcut-o cu atâta, cu atâta trudă și cu atâta sârguință. De aceea, din nou, repet, sunt un norocos. Nu fac decât să duc mai departe o muncă care a fost foarte solid făcută. La rândul dumneavoastră și dumneavoastră ați predat-o ștafeta generațiilor care v-au urmat. Și iată-mă pe mine, încă o cărămidă din zidul ăsta puternic al acestui muzeu, al acestei instituții, care sper să dăinuiască și să ducă povestea asta generațiilor care vin și merită. Și secolelor care ne urmează mai departe. Ce să zic, uitându-mă doar la... Gândindu-mă la cartea pe care o aveți aici în fața dumneavoastră, care spune povestea vieții dumneavoastră, mă simt un pic ridicol să vorbesc despre propria mea viață la momentul ăsta. Chiar te rog. Nu o să... O să punctez câteva lucruri doar așa pentru, să zic, logica discuției noastre. Mai departe o să încerc să vă vorbesc un pic despre ce se întâmplă acum la muzeu la noi și... Foarte bine. Și... Mi-a și câteva lucruri despre tine. În regulă. Pe scurt, vă spun că sunt un fiu al orașului, născut și crescut la Câmpul Moldovenesc până la 18 ani, un produs al acelor vremuri, imediat post-decembriste, așadar, oarecum cu compasul și cu busola, mergând în toate direcțiile după absolvirea liceului, nefiind la rândul meu foarte clar încotro și drum să apuc după în acea perioadă destul de confuză pentru un tânăr adolescent sau mai bătrân adolescent. Așadar, am plecat pe drumul Bucureștiului, care la ora aceea era, să zicem, farul speranțelor noastre, al tuturor tinerilor din oraș, și am devenit student al Facultății de Jurnalism de la Universitatea București, pe care 4 ani mai târziu, undeva pe la începutul anilor 2000, am absolvit-o. Am intrat cu toată inima în meserie, în breasla jurnalismului, cu mențiunea că încă de pe atunci totuși aveam o atracție foarte puternică pentru imagine, pentru obiect, dacă vreți, încerc să fac acum o legătură cu actuala mea postură, pentru reprezentare, pentru simbol, pentru asocieri, pentru concept. Și am devenit fotojurnalist. Nu am activat niciodată în presa scrisă, dar am făcut fotografie de presă timp de vreo 6-7 ani. De la jurnale mai mici până la ultimul meu loc de muncă la Mediafax Foto, alături de o echipă grozavă, condusă de regretatul Mihai Vasile, trebuie să le foc și pe dumnealui în acest moment. Mai târziu, pentru că granițele țării tocmai se deschiseseră în 2007, mi s-a umplut și mie sufletul de chef de ducă și mi-am luat o pereche de papuci noi, mi-am luat cămașa călcată în dimineața respectivă și mi-am pus desaga pe spate și am plecat un pic în lumea largă. Ca Babea Cârțean. Cam așa ceva. Am încheiat așadar cariera de jurnalist și am plecat un pic prin Europa, într-un traseu destul de sinuos din insulele Canare, prin Spania, Barcelona, și am ajuns în frumoasa Copenhagă, frumoasa și ploioasa în același timp și vântoasa, apropo de ce îmi povestează noastră mai devreme despre Irlanda, unde m-am înrolat într-un masterat de scenografie de film. Devenisem cumva obiectul pe care îl ținusem în mână 10 ani, aparatul de fotografiat, tocmai căpătase o nouă funcție de record, un buton de record de film. Și ușor am făcut tranziția cumva către de la cadre fixe la cadre mișcate și mi-am dorit o foarte mare, cu foarte multă intensitate, o carieră în cinematografie. Motiv pentru care m-am dedicat studiului scenografiei și a tuturor, să zicem, elementelor care compun actorii muți dintr-un film, cadru, decorul, hainele, machiajul, coafura, toate aceste lucruri. Pe măsură ce timpul a trecut, am plecat și într-un semestru de schimb în India, universul a început să mi se
să mi se deschidă și înțelegea. Pe măsură ce vedeam mai multe, cu atât înțelegeam mai puțin, știți cum e dictonul. Și iată-mă undeva la finalul acestor studii, prin 2015, cu foarte multă experiență acumulată, însă fără o foarte clară direcție încotro să investesc toți arginții ăștia și unde să mă ducă și pe mine lumea. Așadar, primul instinct cumva natural a fost să văd ce pot să fac, cum aș putea să plantez toate semințele astea înapoi acasă. Motiv pentru care imediat mi-am dat seama că în peisajul cultural de la Câmpul Moldovenesc această artă a cinematografiei lipsește cu desăvârșire de la închiderea celor două cinematografe după anii 90, așa că am pus-o foarte repejor de un festival de film, intitulat Câmpul Un Film Fest, pe care l-am condus timp de 6 ani, până la pandemie, care astăzi merge mai departe grație voluntarilor care la prima ediție aveau 14 ani, iar astăzi sunt adulți în toată firea la rândul lor și care tocmai au încheiat acum cea de-a 8-a ediție a festivalului. Pandemia ajungându-mă din urmă, eu pendulând între mai multe țări, în continuare locuiam în Franța la acel moment cu partenera mea de viață și jumătate de an în România, cumva închizându-se dintr-o dată lumea, părând că totul s-a sfârșit, oarecum pe plan extern, am sărit pe oportunitatea de a mă înscrie la concursul de manager al Muzeului Art Talent. Muzeu cu care, la fel ca orice Câmpul Lungean, aveam o relație de când eram atât, în sensul în care țineam foarte bine minte, cu ochii închiși, toate vizitele pe care le făceam de când eram la școala gimnazială, de mânuță cu colegii, însă un muzeu pe care nu-l mai înțelesesem de foarte mult timp, un muzeu care, din pricina poate subfinanțării și a vremurilor grele care erau în acei ani, căzuse într-un mic cont de umbră. Însă un muzeu care, dintr-o dată, în 2018, primise un reflector de lumină și de fonduri pe el. 3 milioane de euro urmau să fie investiți în restaurarea, are și un termen, renovare, retehnologizare și așa mai departe. Pe fonduri europene, așadar, o sumă absolut incredibilă, o șansă istorică pentru această instituție. Și mă întorc din nou la același cuvânt, norocul. Norocul a făcut șansă să fiu în acel moment la Câmpul Moldovenesc, să aud de această oportunitate și să mă scriu la concurs. Iar aici, din nou, aș vrea să corectez numai puțin ce a spus dumneavoastră și să dau din nou credit tuturor colegilor mei care au trecut prin acest proces al renovării și restaurării, tuturor colegilor de la administrația locală în frunte cu domnul primar Mihăiță Negură, care au dus proiectul ăsta timp de 3 ani de zile, pentru că eu, Bogdan Stamatin, odată ce am ajuns acolo, mi s-a dat un set de chei. Și a zis: Bogdane, e gol muzeul, hai să vedem ce putem face cu el, după ce am câștigat concursul de manager. Așadar, din nou o șansă primită de sus, o cheie dată în mână, un vot de încredere, un îndemn și o nouă carieră care mi se deschidea în față. Însă relația mea cu vizitatorul începe cu câțiva ani înainte. Vă spun și o mică anecdotă foarte pe scurt. Pe când conduceam festivalul de film și eram președintele unei asociații culturale în Câmpul Lung, pentru că eram foarte dornici de a face evenimente culturale, am pus-o de Noaptea Muzeilor la Câmpul Moldovenesc. Noaptea Muzeilor însemnând deschiderea aia tuturor obiectivelor. Pentru că în acel moment ajunsese în Câmpul Lung un mic grup de descendenți a evreilor care se născuseră în Câmpul Lung, alături de ei am reușit deschiderea sinagogii locale. Sinagoga care stătuse închisă timp de 40 de ani, cred. Foarte pe scurt, evenimentul a fost un succes maxim, 500 de persoane ne-au vizitat într-o noapte, eu la sfârșitul nopții stăteam în fața sinagogii, îmi frecam mâinile de mulțumire, când la un moment dat apare un cetățean. Se plimbă așa, era târziu, deja noi vreau să cam închidem, se uită așa, e mirat înăuntru, e clar, nu mai văzuse niciodată deschis locul. Eu îi sesizez un pic neîncrederea și temerea, dar curiozitatea. Și mă duc către el: bună seara, vă rog, poftiți. Dumnealui mă întreabă: dar ce să fac mai exact? Și eu zic: haideți cu mine, haideți, pășiți înăuntru. Ați mai fost vreodată, îl întreb în sinagogă? Nu, niciodată. Bun, vedeți, haideți înăuntru. Ajunge în hol. Eu îi admir, să zic, inocența și curiozitatea, dar îl văd că stă pe loc.
Și el zice în continuare, și acum ce fac? Și eu zic, păi vizitați. Da. Omul la fel rămâne înghețat. Și îmi zice, adică ce trebuie să fac mai exact? Și îmi dau seama că domnul respectiv nu avea foarte clar accepțiunea termenului a vizita sau da, a înțelege, da, înțelege un da. Spațiu sau un obiect așa, da, da. Prin simplul gest al unei plimbări sau al scanării vizuale a acelui obiect. Și l-am luat de braț și am zis, stimate domn, vă duc eu într-o mică vizită. Am făcut un mic tur al sinagogii și am explicat omului ce înseamnă să viziteze un loc. Și atunci am înțeles, cumva, că există mult de muncă. Că la nivel local, să zicem, aprecierea culturii și a istoriei prin intermediul acestor, să zic, artefacte și obiective istorice, nu e foarte bine înțeleasă. Și de fiecare dată e o anecdotă pe care o spun, e o lecție de viață pentru mine și felul în care conduc astfel astăzi muzeul acesta, să nu plec de la presupuneri, să nu presupun că lumea știe multe deja sau că e de la sine înțeles un obiect și că omul trebuie dus de mână aproape, metaforic, dar chiar câteodată și... Da. Iar medierea culturală și toată această intermediere pe care noi o facem între trecut și prezent trebuie să fie foarte activă și și spusă cu multă empatie și sigur. Și asta o faceți. Te rog, dacă ești drăguț, să nu că tot mă uit la ceas, te rog să amintești evenimentele care nu trebuie trecute cu vederea pe care le-ați organizat, să le punctezi rapid așa. Sigur că da. Da, deci deschiderea, începem cu deschiderea parțială 2021. Eu aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru oportunitate. Să începem cu încă o mulțumire. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a spune povestea muzeului nostru din ultimii ani. Am redeschis în 2021 pe 1 iunie, dar firește, cum e și normal, cu vreo 6 luni înainte ne-am pus pe treabă și pe frământat creierii, imaginația și mușchii. Și a ieșit totul minunat. Pentru a redeschide. Evident, ce socoteala de acasă s-a potrivit nu foarte bine cu cea de la muzeu, în sensul în care eu venisem stăpân pe decizia de a deschide tot muzeul până la 1 iunie 2021. Era imposibil. Însă pentru că întregul patrimoniu era deja în altă locație, într-un depozit temporar, a trebuit foarte repede să ne ajustăm și să înțelegem că poate prima expoziție pe care trebuie să o organizăm este una în care să refacem cunoștință comunității locale cu muzeul ei. Așa. De aceea am luat la scărmănat toate registrele și toată arhiva muzeului nostru pentru ca noi înșine să înțelegem mai bine care a fost povestea instituției pe care noi o slujim. Iar acolo am aflat de la bun început întregul traseu absolut fulminant și formidabil al muzeului nostru. De la proto-părintele muzeului nostru, Ion Ștefureac, care în 1910 menționa nevoia înființării unui muzeu la Câmpul Moldovenesc, până la primii părinți fondatori, în frunte cu primul director Constantin Brăiescu, învățătorul Constantin Brăiescu și prefectul Constantin Leontieș, până la dumneavoastră, doamna Angela Paveliu Colariu, care ați tras de cârma muzeului și l-ați dus către acest specific și statut extraordinar de prețios. În paranteză fie spus, e primul lucru pe care le spun eu vizitatorilor când intră pe ușă, ați ajuns în singurul muzeu din țară dedicat culturii și civilizației tradiționale a lemnului. Mai zic așa, pe scurt, mai sunt câteva în China, mai unul în Franța, unul în Maroc, dar în lumea întreagă mai puțin de 10. Exact. Mai unul în Nord, zic cu Moș Crăciun, dacă am asta tot. Așadar, am prima expoziție MAL 85, pentru că aniversam 85 de ani, MAL, Muzeul Arta Lemnului în acronim, un nou început. Un nou început, însă un început care privea către trecut, pentru a-l aduce înapoi în fața oamenilor. Era și o datorie. Era o datorie de morală, în primul rând, față de toți înaintașii noștri și de toată truda și munca lor pe care nimeni nu a cunoscut. Exact. Da. Pe care nimeni nu a cunoscut. Da. Și am adus în față. De la albumul celebru și
extraordinar de valoros cele 120 de planșe desenate ale înaintașului nostru Ion Ștefurea, până la o cameră dedicată dumneavoastră cu anul 1967 și schimbarea destinației, până la primul muzeu din 1936, cel mixt de care pomeneați adineaori, am trecut prin întreaga istoria orașului nostru și a muzeului nostru. Cu pânzele sus am dat drumul mai departe la munca pentru reimaginarea și redeschiderea expoziției noastre permanente, care un an mai târziu, la 1 iunie, în prezența din nou a dumneavoastră, s-a revernisat, s-a redeschis. Și a fost iarăși un moment minunat. Așa este. Minunat. În care sperăm noi că am reușit într-o bună măsură să spunem din nou, să respunem aceeași poveste, dar cu alte mijloace poveste adaptate. Poveste minunată. Exact. Minunată. Și să nu uităm, mai spunem așa, gândindu-ne poate la alte aspecte, dar se potrivește și aici, codrui frate cu românul, nu ne gândim numai la poterile și la haiduce de altă dată, ci ne gândim la acea conlucrare, cum spunea filozoful nostru Mircea Vulcănescu, a românului cu firea, adică conlucrarea bucovinianului de la câmpul moldovenesc cu firea înconjurătoare, care însemna atâta noblețe dată de materia primă care înseamnă lemnul. Mm. Și mergem mai departe. Evenimente, da, vă rog, vreau sigur să... Sigur că da. Foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp, o să vă evoc faptul că în primul rând, cumva, strategia mea a fost de a mă uita în depozit. Așa. Și să înțeleg ce avem noi acolo. Pentru că avem treabă. Și peste 15.000 de obiecte etnografice din lemn, care poate 90% din ele nu au văzut lumina unei expoziții. Din păcate, sigur. Însă să spunem că e un lucru firesc, că muzeu, un mic procent din avuția, din depozit este expusă. Da. Și în continuare pot să zic că ducem o viață bună scoțând la lumină obiecte care sunt în depozitul încă nostru. Încă în depozit și atât de valoroase. Atât de valoroase. Diferite asocieri de obiecte ne conduc la expoziții cât se poate de interesante și conceptuale, de la un carnețel mic de poezii din primul război mondial scris de un câmpulungean pe care l-am găsit undeva între niște dosare, care automat ne-a condus către colecția de arme vechi a muzeului, care ne-a condus către, și așa mai departe, ramificațiile sunt nesfârșite. Astăzi, ca să o iau din momentul prezent în urmă, propunem vizitatorilor o expoziție fulminantă din colecția altui înaintaș al orașului, domnul profesor Ioan Țugui, fondator al Muzeului Lingurilor și coleg al dumneavoastră în același și timp. Te rog, Bogdan, vreau să spun îndrept întotdeauna gândul meu cu atâta gratitudine, cu atâta recunoștință către familia profesorului Ioan Țugui, familie de intelectuale cu totul și cu totul deosebiți, cu o pregătire minunată, cu o modestie care îi onora și care poposeau aproape zilnic în muzeul al cărei director eram eu și de la care am avut întotdeauna de învățat foarte multe, mă refer și de la domnul profesor Ioan Țugui, un om de o aleasă cultură, un om minunat, care avea și un simț al umorului cu totul special, care îți mergea la suflet, și de la doamna se înțelege. Iar ce vreau să spun, că atunci când în 1967 am deschis muzeul, pentru prima dată muzeul acesta specializat, câteva imagini din muzeul acesta, prinse în cartea mea O viață, dar aici, din păcate, nu se vede faptul că în la intrarea în muzeul acesta trona o expoziție minunată cu 5.000 de linguri, nota bene, culese, adunate de pe din întreaga Bucovină și nu numai, de profesorul Ioan Țugui. Aproape fiecare, nu chiar linguri, dar
câteva, dacă erau grupate așa, aveau povestea lor minunată, spusă cu mult talent de profesorul Țugui. Așa că vă felicit pentru expoziție, regret enorm că n-am putut să vin la vernisaj și vă felicit că vă gândiți întotdeauna să puneți în valoare precursorii cu ideile lor, cum este profesorul Ștefureac, a spus acel album și albumul acela explică valoarea colecției dumneavoastră de lăzi de zestre de la muzeu, lăzi de zestre care au un decor cu totul special, inspirat și din mâna și priceperea și sufletul țăranului trecute prin viziunea profesorului Ștefureac în albumul său. Vă felicit! Dar, colega, eu aș putea să continui mult și bine cu felicitările, te rog să ajungem și la un alt capitol important și recent. Ce ai căutat în Israel? Mulțumesc frumos și pentru oportunitatea de a spune foarte pe scurt și această poveste. După cum vă spuneam, încă din 2018 orașul nostru cumva a reluat legătura cu membrii comunității evreiești care au trăit în oraș, în câmpul moldovenesc, marea lor majoritate până la război. După război, prin anii 70, ultimii au emigrat. Iar astăzi ne trezim cu... Suntem în situația în care orașul nu mai are niciun, niciun membru al comunității evreiești. Cum de altfel ca și multe alte orașe din zonă. Însă, foarte pe scurt, trebuie spus, Câmpul Lungul la 1942 avea o populație de aproape 1800 de evrei, care sistematic, prin deportarea în Transnistria, iar ulterior prin deportarea dispărut. Urmașii acestor oameni au intrat în contact cu noi în ultimii ani, iar grație eforturilor dumnealor și colegilor de la primărie s-a ajuns în situația în care Câmpul Lungul s-a înfrățit cu un oraș din Israel, un oraș pe nume Carmiel, însă nu orice fel de oraș, ci un oraș cu o semnificație aparte chiar pentru noi, pentru Câmpul Lungeni, pentru că a fost un oraș fondat prin anii 60 chiar de un evreu câmpulungean. Baruch Wenger, care la imediat după război avea undeva la 16-17 ani, care a fugit pe un vapor până în Cipru, unde a stat într-un lagăr al englezilor, după care a fugit în Palestina de atunci, a devenit această figură legendară a acestui oraș, fondatorului, un om cu o viziune extraordinară. Și astfel, legătura dintre noi, Câmpul Lung și acest oraș, este pe un fundament care mie, unul, îmi place foarte mult, profund, și are astfel o substanță... Semnificație deosebită. Deosebită. Adică nu e doar o chestie de paradă și goală de conținut. Așadar, alături de o delegație condusă de domnul primar Mihai Țănegură, am fost invitat la rândul meu să particip la Festivalul Internațional de Dans de la Carmiel, o manifestare de o amploare uluitoare, de peste 3000 de dansatori invitați din lumea întreagă într-o atmosferă de sărbătoare. Ce frumos! Și ai vorbit și acolo despre muzeul acesta specializat și ai invitat, că știu că foarte multe grupuri de francezi, de evrei poposesc și nu numai, de străini și de români poposesc la muzeul din Câmpul Moldovenesc spre bucuria noastră a tuturor, adresând și de data aceasta invitația și pentru cei care ne ascultă să poposesc la rândul dumnealor și să intre în acest muzeu al Lenului. Ai amintit mereu de primarul acesta pe care eu, dacă regia l-ar prezenta și se vede, este vorba de domnul primar Mihai Țănegură, un mare iubitor de cultură, cel care sprijină din toată inima manifestările de cultură din orașul Câmpul Lung Moldovenesc și aici apar, bineînțeles, și eu când domnul primar cu ocazia sărbătoririi a 85 de ani de la primul muzeu organizat la Câmpul Lung Moldovenesc mi-a dat o frumoasă diplomă cu un text minunat și
îl apreciez pe domnul primar, nu numai pentru că mi-a dat această diplomă, ci pentru calitatea umană care o are, pentru faptul că este atât de receptiv la frumos, la tradiție și la valoare. Și îl salut cu această ocazie, dacă o să vadă filmul nostru, mă rog, intervenția ta, dragă Bogdan, și totodată, sigur, și cu asta eu termin, îți dau ție încheierea, cu această ocazie, salut și pe câmpuncenii mei dragi care vor vedea acest popas al domnului Stamatin în studiourile Moldova Plus, Tele Moldova Plus din Iași. Salut pe toată lumea, dorind din toată inima sănătate și numai bucurii. Iar încheierea, te rog, Bogdan, să faci așa cum știi tu frumos să o faci și să spui că de fapt îmi pare rău că o să te mai invit la o altă întâlnire, pentru că mai ai multe de spus despre activitatea voastră în modestia ta. Nu ai trecut ușor așa, ușor treci peste ani mulți și grei de strădanie grozavă care a avut ca rezultat tot ceea ce pot vedea cei care poposesc la Câmpul Lung. Te mulțumesc adresi. Încă o dată pentru oportunitate, doamna directoare. Ce aș mai putea să mai adaug în încheiere este că aș vrea să ofer o perspectivă un pic mai largă asupra orașului nostru și asupra faptului că pe lângă muzeu mai există foarte multe alte lucruri de văzut și de simțit și de gustat și de admirat. Nu e doar Muzeul Arta Lemnului, acolo în ultimii ani, cum spuneați și dumneavoastră, un reviriment al activităților culturale se produce în întreaga zonă a Bucovinei. După cum traficul ne arată, Bucovina devine a doua Valea Prahovei. Așa, și pe meritate. Și pe meritate. De la Festivalul Internațional de Folclor, care are loc la Câmpul Moldovenesc deja la 30 și ceva ediție, nu mă țin minte precis, până la festivalul de film pe care l-am menționat, competițiile sportive care aduc foarte multă lume. Câmpul Lung e un oraș de vizitat. Minunat, care trebuie vizitat. Îți mulțumesc, dragă colega, și mulțumim și dumneavoastră, stimaților telespectatori, pentru bunăvoința cu care sperăm că unii dintre dumneavoastră ne-au urmărit. Vă spunem la revedere și toate cele bune din partea noastră. La revedere!